Frate Bene, familie îndurerată, Sofie, Cornelia, exprim condoleanțele din partea mea, din partea familiei mele, din partea Bisericii Bunavestire, din care facem parte. Și eu am cunoscut-o pe doamna Rodica, pe sora Rodica, ca în anul 2016, fiind vecini. Noi am trăit într-un bloc mulți ani. Și apoi, mai mult am avut ocazia, acum, în ultima perioadă, chiar acum, ultimele trei luni, cred că vara aceasta, să ne cunoaștem mult și să avem mai multă părtășie, pentru că Dumnezeu a vizitat des Biserica Bunavestirii, de unde facem parte, și foarte mult îi plăcea să studieze Biblia. Iată, când am studiat Psalmul 37, acum, în primăvara, așa frumos vorbeam în pauză la acel seminar despre lucrurile care le afla din Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai atât. Iată, de exemplu, vara aceasta ne-a vizitat la biserică, la Bardar, și a văzut că acolo trebuia să facem o tabără de zi pentru copii și trebuia să punem o umbră. Ea a mers în România, a cumpărat plasa aceea, a adus-o pentru copilași ca să fie umbră. Și apoi, pe urmă, am văzut că era nevoie de o mașină de cusut iarba în ograda bisericii, acolo în sat, și am văzut nevoia aceasta și am mers, a făcut o donație și a adus acea mașină de tăiat iarba. Și apoi des, când ne vizita acasă, tot așa, orice lucru care îl observa, fără cineva să-i spună. Un dar de slujire deosebit, un dar care noi toți ne-am bucurat și totdeauna aveam părtășii și un timp minunat. Și am vorbit cu, acum înainte de a veni încoace, cu sora Liliana și Merineanu, și ea spunea că la fel, când vedea o nevoie, singur venea să împlinească. Nu trebuia să-i spună cineva că este nevoie de ceva ca să ajuți. Spune că las că aduc eu, fac eu, totdeauna. Totdeauna generoasă, totdeauna cu zâmbet, totdeauna plină de viață. Și vreau ca să aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să citesc două texte. Și primul lucru este că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este Cel care a îngăduit lucrurile astea să se întâmple. Noi avem multe întrebări și nu înțelegem de ce. Dar Dumnezeu, care la început, în Geneza, a spus să fie, lucrurile s-au întâmplat, așa a fost. Și apoi în cartea Apocalipsa, este ultima carte din Biblie, care se încheie cu un mesaj foarte puternic, Apocalipsa 21, versetul 35, o să dau citire, spune așa. Am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă toate aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Mângâiere adevărată o putem avea doar în Dumnezeu, în cuvântul Lui, cunoscând cine este El. Atunci când cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, atunci avem parte de o vindecare totală și profundă. Și El ne poate lua durerea. Dumnezeu să vă mângâie inimile tuturor care sunteți îndurerați. Și sincer, eu sunt sportiv, dar ieri când am auzit această veste, jumate de zi, prima dată în viață, genunchii, nu mi-am simțit genunchii jumate de zi. Și apoi, Dumnezeu este dragoste. Vreau ca să mai citesc un verset, să privim la caracterul lui Dumnezeu, care spune la 1 Ioan 4, de la 7 la 9: prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul lui Fiu,
ca noi să trăim prin El. Și avem credința aceasta, avem siguranță că sora noastră, doamna Rodica, ea acum trăiește prin credință cu Domnul Iisus Hristos. Frate Beni, familie îndurerată, vreau ca să mulțumesc Domnului pentru perioada scurtă, pentru momentele de viață care le-ați avut, pentru cât ați reușit, pentru momentele de care ați putut să vă bucurați. Și asta este ce putem noi face ca să mulțumim pentru viața care a dat-o Dumnezeu până aici. Dumnezeu să vă mângâie inimile și Dumnezeu să vă întărească.